Mai multe controle efectuate în localități unde se fac investiții de modernizare au descoperit achiziții pentru școli făcute la suprapreț, stâlpi de rezistență montați prost, lucrări de canalizare și echipamente care există doar pe hârtie sau fără autorizații. Primarii au cerut bani pentru decontarea lor, dar responsabilii au oprit de la plată peste 50 de milioane de lei din cauza neregulilor. Nu avem persoane cu dizabilități, nu-i gata proiectul. Inspectorii în construcții și corpul de control al Ministerului Dezvoltării au descoperit mai multe nereguli în județul Bistrița-Năsăud. De exemplu, la modernizarea școlii din comuna Urmeniș, unde obiecte sanitare din toaleta școlii costă de 10 ori mai mult decât ar fi trebuit. O recunoaște chiar primarul. La grupul sanitar pentru handicapați era pusă o lavor normal, care costa 60 de lei. Și era pus la plată un lavor care costa 600 de lei. Acolo am omis și eu ca primar și dirijintele de șantier. Iar pentru dispensarul din localitate, primarul a cerut decontarea a 900 de mii de lei, deși stâlpii de rezistență au fost turnați prost, fără respectarea proiectului tehnic, potrivit Ministerului Dezvoltării. Responsabilii au descoperit probleme și la lucrările de canalizare. Așteptați de mult timp, papa. A, păi bine, cum? Dar mai ales acum că nu este în fântâni apă. Vorbim despre neefectuarea unei lucrări cerută a fi decontată. Aici nu mai e doar o simplă greșeală. Și, așa cum spuneați dumneavoastră, obiecte sanitare care ar putea costa de 10 ori. Ministerul Lucrărilor Publice nu va plăti decât lucrările efectuate conform proiectelor. Și în județul Sibiu, în comuna Roșia, reprezentanții Ministerului Dezvoltării spun că au oprit de la plată aproape jumătate de milion de lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Oficialii spun că nu au găsit echipamentele trecute în acte. Acest proiect este în derulare, nu este finalizat. Totul a decurs bine, în punctul de vedere cred că este o eroare de comunicare. Inspectorii în construcții și oficialii Ministerului Dezvoltării verifică acum 1500 de investiții pentru care primari din toată țara au cerut 900 de milioane de lei. Până acum au fost oprite de la plată 50 de milioane de lei din cauza problemelor descoperite. Pe de altă parte, spun oficialii, nicio investiție nu a fost blocată și niciun șantier nu a fost oprit. S-au descoperit probleme peste tot în țară. Pe lista neagră a inspectorilor mai sunt investiții din zone rurale din Bacău, Caraș-Severin și Maramureș. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.